Despărțirea de iubit i-a lăsat o mare traumă Larisei Iordache. A fost nevoită să apeleze la psihologi. Dacă s-a vindecat și când și-a dat seama că are nevoie de ajutor, ne spune chiar ea. Haideți să ascultăm. Ai apelat la ajutorul unui psiholog și ai vorbit despre asta pentru că este important. Da, am vorbit și vorbesc despre asta cu foarte mare lejeritate pentru că știu că până la o anumită vârstă nici eu n-am crezut că mă poate ajuta cineva din exterior sau cineva din acest domeniu, ca terapeut, ca psiholog, cum vrem noi să-i spunem. Dacă mergem la psiholog sau la terapie, nu înseamnă că avem o problemă gravă. Eram foarte închisă în mine, preferam să stau singură și să îmi văd de treaba mea în loc să comunic și asta, pe mine comunicarea mă ajută foarte tare, îmi plac oamenii, îmi plac copiii, îmi place să trăiesc alături de cei din jurul meu și pe partea asta eu m-am dezvoltat foarte mult, ceea ce încurajez pe toată lumea să facă, plus alte traume din trecut pe care le-am rezolvat și le rezolv în continuare pentru că am și momente de anxietate, am și momente în care vreau să stau doar în colțișorul meu și nimeni să nu mă deranjeze și eu să nu deranjez pe nimeni și în același timp încerc să sparg acel cub de gheață, să zicem așa, care te oprește în loc și nu te lasă să faci pași în progresul tău. S-a accentuat, într-adevăr, după pierderea mamei, pentru că îmi doream să stau în liniște, îmi doream să fiu doar eu cu mine și să nu mă piseze nimeni la cap, doar că am realizat că oamenii din jurul meu care vor să fie lângă mine, trebuie să-i las să fie lângă mine, pentru că mă ajută enorm și atunci când am nevoie de ajutor să cer ajutorul, pentru că nu este o rușine să ceri un ajutor. Spune-mi cum stai cu inimioara, cu corazonul. Sunt singură și liniștită. Cred că asta este o pauză totală pentru mine. Fiind singură, mi-am regăsit echilibru cumva și îmi doresc să am un om exact ca mine, lângă mine. Știu că e greu, dar îmi doresc să am un om cerebral, îmi doresc să am un om lângă mine care să mă susțină și să-l susțin și să existe sinceritatea în comunicare de care fiecare relație are nevoie. Despărțirea a fost și s-a produs din cauza faptului că noi nu mai ne doream aceleași lucruri. Consider că pe parcursul relației nu am fost sinceri în anumite situații, nu sunt de vină nici eu, nici el. Consider că timpul așa a fost să fie și ne-am dorit binele fiecăruia și cred că asta a fost și problema. Ne-am susținut reciproc, doar că undeva s-a rupt. Te-a ajutat psihologul și din punctul acesta de vedere al despărțirii? Da, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult și familia, pentru că fără dar și poate ei mi-au fost umărul de sprijin, așa cum ar fi fost și mama lângă mine. Și nu știu, m-am ajutat și eu pe mine, pentru că am lăsat să treacă totul. Cred că e foarte important ca tu să iei propriile decizii și să ți le asumi, indiferent că mai există o părticică din tine în care spune hai să mai încerc. Dacă nu a mers, nu a mers și nu o să meargă. Pentru că ciorba reîncălzită nu are același gust. E vindecată Larisa Iordache? Sunt vindecată, da. Îmi este bine singură. Îmi este foarte bine, adică probabil par un pic nebună când zic asta. Dar sunt foarte bine că mă pun pe canapeaua mea seara și mă uit la un film. Mă simt bine cu mine.